Jurnalele RTT. Prima zi lucrătoare a săptămânii a început cu emoții pentru absolvenții clasei a 8-a și părinții veniți la centrele de examinare să-i susțină la prima probă de la Evaluarea Națională 2024. Mai bine de 160.000 de absolvenți de gimnaziu din România s-au înscris pentru a susține Evaluarea Națională. Elevilor brașoveni li s-a părut destul de simplu examenul. Cei mai mulți dintre ei spun că subiectele au fost ușoare și nu au întâmpinat mari dificultăți. Nici subiectul al doilea, în care elevii au avut de făcut o compunere de cel puțin 150 de cuvinte în care să-l caracterizeze pe Tic, un personaj din romanul lui Constantin Chiriță, Cireșarii, nu a fost dificil. Ministerul Educației a transmis că la proba de marți la limba română de la Evaluarea Națională au fost prezenți 153.398 de absolvenți ai clasei a 8-a, adică 95,6% din totalul celor 160.467 de înscriși pentru susținerea acestei probe. Nu s-au prezentat 7.069 de absolvenți. Pentru tentativă de fraudă în toată țara a fost eliminat un elev. Subiectele și baremul de corectare la Evaluarea Națională 2024 sunt publicate pe site-ul subiecte.edu.ro, începând cu ora 15 în fiecare zi în care se desfășoară o probă scrisă. Următoarea probă, cea la matematică, va avea loc joi 27 iunie, iar proba pentru elevii care au studiat limba și literatura maternă este programată vineri 28 iunie. Republica Filipine are, începând de vineri, un consulat onorific la Brașov. În 21 iunie, în cartierul Avangardă 3 a fost inaugurat consulatul, condus de cunoscutul om de afaceri Simon Andreas Maurer, numit consul onorific. La ceremonia de la Brașov au luat parte excelența sa, domnul Frank Cimafranca, ambasadorul Republicii Filipine la București, primarul ales al Brașovului George Scripcaru și președintele ales al Consiliului Județean, Adrian Veștea. Prin inaugurarea consulatului onorific al Republicii Filipine la Brașov, se urmărește facilitarea cooperării în diverse domenii, precum turism, comerț, sănătate, educație și cultură. Numărul cetățenilor filipinezi care își desfășoară activitatea la Brașov și în alte orașe din România este destul de însemnat. Până la inaugurarea consulatului, filipinezii erau nevoiți să meargă la Budapesta pentru rezolvarea unor probleme legale sau de altă natură. Datorită consulatului, între cele două țări va exista și o colaborare economică mai bună. Consulul onorific Simon Maurer spune că are o serie de proiecte foarte interesante pe energie verde și în domeniul medicinei, capitol la care Republica Filipine suferă, iar soluțiile românești sunt eficiente și accesibile. Ulterior vor fi abordate proiecte de reconversie a spațiilor de locuit. Lucrările la benzile de circulație dedicate transportului în comun deviază circulația autobuzelor și troleibuzelor cu traseu pe strada lungă, prima arteră de circulație pe care se execută aceste amenajări. Odată cu începerea acestor lucrări, circulația transportului în comun și a autocarelor din direcția centru în direcția Bartolomeu, care acum se desfășoară pe strada lungă, va fi deviată pe strada de mijloc. Pe noul traseu vor circula autobuzele de pe linii A1, 5, 14, 20B, 24, 28. Cele trei stații de pe strada lungă, de la intersecția cu strada de mijloc, la cea cu strada Calea Făgărașului, Bisericii Române Memorandului Carierei, vor fi înlocuite cu alte patru stații amplasate pe strada de mijloc, una la intersecția străzilor de mijloc Bisericii Române și Nicopole, cea de-a doua imediat după intersecția străzilor de mijloc și școlii, a treia după intersecția cu strada Morii, iar ultima va fi amenajată imediat după intersecția cu strada Câmpului. Obiectivul municipalității este ca autobuzele să circule pe strada de mijloc începând cu data de 1 iulie. De astăzi au început lucrările de amenajare a benzilor dedicate. Am început cu primul tronson pe strada lungă. Acesta face parte din traseul de benzi dedicate de pe linia 5, între terminal Poienelor și terminal municipal și retur. Alte benzi dedicate vor fi amenajate pe Bulevardul Victoriei.
Se lucrează la trotuare, care fac parte din acest proiect, iar de mâine se va intra și la lucrările pe carosabil. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a acestor lucrări, se va restricționa etapizat prima bandă de circulație pe strada lungă, banda de urcare spre centrul istoric. Acest proiect a fost demarat în anul 2019, dar primele lucrări încep acum, de la intersecția străzii lungă cu calea Făgărașului spre intersecția cu strada Memorandului. Lungimea traseului benzilor dedicate, cumulată pentru cele trei trasee, este de aproximativ 12,68 km. Amenajarea benzilor dedicate se va realiza pe carosabilul existent prin frezarea pe o lățime de 3,5-4,5 metri și o adâncime cuprinsă între 4 și 6 cm a asfaltului existent și așternerea pe o suprafață de aproape 50.000 de metri pătrați a unui covor asfaltic nou. Marcajele rutiere se vor reface pe o lungime totală cumulată de 39 de km cu vopsea reflectorizantă. În zonele de intersecție cu străzile secundare sau la intrarea și ieșirea din sensurile giratorii, benzile dedicate vor fi colorate și marcate cu mesajul internațional Bus Only, doar pentru autobuz. De asemenea, separarea benzilor dedicate se va face în funcție de posibilitățile din fiecare zonă de pe traseu, prin benzi rezonatoare sau semisfere de cauciuc. Valoarea lucrărilor depășește 11 milioane de lei și are ca termen de execuție 8 luni. Vă amintim, în luna decembrie 2019, primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare pentru proiectul Amenajare benzi dedicate transportului public și trotuare adiacente. Prin programul Regio 2014-2020, obiectivul specific, reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Brașovenii sunt așteptați miercuri dimineață de la 10 în Piața Tricolorului. Instituția prefectului și garnizoana Brașov vă invită la ceremonia militară și religioasă prilejuită de sărbătorirea Zilei Drapelului Național al României. Evenimentul va avea loc în 26 iunie cu începere de la ora 10 în Piața Tricolorului din fața primăriei Brașov. Vor participa prefectul județului, reprezentanței Consiliului Județean și primăriei municipiului Brașov, comandantul garnizoanei, comandanți de mari unități și unități din garnizoana Brașov, reprezentanții ai altor instituții publice din județ, cadre militare în rezervă și în retragere public. Ziua Drapelului Național se celebrează anual pe data de 26 iunie, în onoarea zilei de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Drapelul este parte integrantă a identității naționale și amintește de faptele înaintașilor noștri care s-au jertfit pentru neam. Sub culorile sale, generații de români au luptat pentru țeluri mai presus decât viața ori propria persoană. Astfel, tricolorul este martorul tăcut al încercărilor, zbuciumărilor, realizărilor și bucuriilor noastre, amintesc reprezentanții Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă. Firul de aur al tradiției este evocat în expoziția unică vernisată zilele trecute la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. Muzeografii vă propun o incursiune captivantă în universul tradițiilor românești, pentru că sunt expuse piese de patrimoniu de o valoare inestimabilă, colecționate cu grijă și pasiune de bănățeanul Marius Matei. Veți avea ocazia să admirați porturi tradiționale și alte artefacte care reflectă bogăția și diversitatea culturii noastre. Colecția etnografică, fondată în urmă cu 20 de ani de etnologul Marius Matei, continuă să încânte și să educe publicul prin bogăția sa de artefacte din Banatul de Câmpie. E o zonă extrem de bogată, o zonă care reflectă și prin costum această bunăstare a oamenilor de acolo și, cum spune dânsul, și bumbacul, care nu vorbesc de schei sau de schei, pentru că e altceva, e un lucru absolut special, dar în general, în țara Făgărașului, de pildă,
era Cânepa și pentru ștergarul de cap era Inu, în timp ce în Banat, în perioada respectivă, se folosea bumbacul și după aceea se folosea Mătasea. Față de zona Brașovului, în Banat se folosea foarte mult firul, motiv pentru care expoziția a primit numele de firul de aur al tradiției. Stilul baroc este foarte bine reprezentat între costumele din colecția lui Marius Matei. Printre piesele de rezistență prezente în expoziție se numără costumele tradiționale elaborate și bogat ornamentate, ce ilustrează diversitatea și creativitatea artistică a comunităților bănățene. Expoziția de la Muzeul Civil Civilizației Urbane a Brașovului poate fi vizitată până la sfârșitul lunii viitoare, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18. Inamorato di te este noul concert estival al Filarmonicii Brașov. Muzicienii au repetat la Sala Patria, dar concertul de miercuri seară de la ora 20 vă așteaptă în piața Sfântul Ioan, care se va umple din nou de sunetele muzicii frumoase. Sub conducerea magistrală a dirijorului Vladimir Lungu, concertul promite să prilejuiască o seară de neuitat. Spectacolul va cuprinde o listă impresionantă de soliști, inclusiv tenorul Eusebiu Huțan și baritonul Florin Stefan. La pian va cânta Ovidiu Lup, iar pe scenă va urca și Giancarlo Palena la bandoneon, un instrument cunoscut pentru tonurile sale profunde și emoționante. Alături de ei vor urca pe scenă și Gabriel Barani la percuție și Iulian Hășfăleanu la chitară bas. Veți asculta un colaj de melodii cunoscute și îndrăgite, care vor aduce publicului bucurie și îl vor face să fredoneze împreună cu artiștii de pe scenă. După acest concert, iubitorii de muzică și turiștii din oraș sunt invitați la un alt eveniment cu intrare liberă, care va avea loc pe 2 iulie de la ora 19 la Sala Patria, unde publicul meloman va putea asculta un program cu muzică din perioada interbelică. Pe scenă vor urca violoniștii Florin Ionescu Galați, Alexandru Hamzea și Liliana Lazar, violista Luiza Balint, violoncelista Alexandra Enache și contrabasistul Iulian Hășfăleanu. Jurnalele RTT.